Doamna Carmen, de ce jandarmeria apără hoții de cetățeni? În loc să fie invers, jandarmeria să apere cetățeanul împotriva hoțului politic. Politicianul care fură trebuie să stea la pușcărie, nu la conducere. De ce? Pentru ce? Jandarmeria face un abuz dintr-un drept. Jandarmeria apără hoții în loc să apere cetățenii acestei țări. Doamna Carmen Dan, nu a fost Crăciunul. A fost Paștele, Învierea, nu a fost nașterea Domnului. Păi știi ce am constatat eu? Eu nu înțeleg de unde mai au atâtea camere, că tot de filmează aceea seară. Învierea, poate de mai bine. Mai bine 10 ani. Doamna Carmen Dan, așteptăm persoana din partea Ministerului pentru a avea un dialog. Sau poate vreți să ne primiți la dumneavoastră, în birou. Că și așa a fost biroul lui Ceaușescu, al lui tata. Sunt obișnuit în el. Pune mă și microfonul așa la sus. Păi nu știu. Știi că la ultima era la sus. Sunt amenziile pe care le-au pus în brad. Stați așa să întorc camera să mă vedeți. Hai să vedem dacă reușim. Doamna Carmen Dan! Da, dacă aș reuși, ar fi perfect. Nu vine să vă ia! Așa, bun, ne vedem. Ați văzut amenziile puse în bradul de Crăciun? Am împodobit bradul cu amenzi. De ce? Pentru că poliția română a scris pe Facebook că urează cu prilejul nașterii domnului Paște fericit tuturor. Cineva de la poliția română. Aici sunt însă amenziile aplicate de către jandarmeria română. Amenziile aplicate abuziv de către jandarmeria română. Am pus și eu amenda mea. Nu mă întind prea mult. Este și o priză aici, o vedeți în spatele meu. Priza prin care are microfoane. Știți că doamna Carmen Dan e cu povestea cu microfoanele prin priză. Cu cineva care o spionează pe dânsa. Am depus și eu amenda, procesul verbal, o copie după procesul verbal pe care l-am contestat astăzi la judecătoria sectorului 1. Voi depune și o plângere penală. În materialul, în reportajul pe care am să-l public mai târziu pe YouTube, găsiți toate detaliile. Doamna Carmen Dan este aici, la Ministerul de Interne. Eu credeam că e plecată în Brazilia, vă spun sincer, pentru că am auzit că doamnei Carmen Dan îi plac mult nucile de cocos, da? Îi place să stea mult pe sub cocotieri și să culeagă nuci de cocos. Eu așa am auzit că îi plac doamnei Carmen Dan nucile de cocos. Dar Marian Ceaușescu și Dide, care au venit mai devreme aici, spun că susțin că au văzut-o pe doamna Carmen Dan intrând în Ministerul de Interne, în fostul CC al PCR. De unde a zburat Nicolae Ceaușescu? De aici? A zburat Nicolae Ceaușescu cu elicopterul la finalul dictaturii. Da, de aici conducea țara Nicolae Ceaușescu. Această clădire sinistră, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, care, iată, la atâta mare de timp de la căderea comunismului, a ajuns din nou un fel de comitet central al infractorilor. De unde secretara infractorului Liviu Dragnea dă ordine lichelelor, în special lichelei Sebastian Cucoș din Jandarmeria Română, să abuzeze de cetățenii onești care sunt în stradă de un an de zile și spun că nu este în regulă ca un infractor să-și dea legi ca să scape de pușcărie. Asta a ajuns Ministerul de Interne, un loc simbolic din care se instaurează o nouă dictatură, o dictatură a infractorilor, da? O dictatură total diferită de dictatura comunistă, pentru că atunci, așa cum era comunismul, rău, evident, Ceaușescu era dictator, dar nu era vorba despre el personal. Înțelegeți? Nu era vorba despre cineva care vrea să îmbogățească, vrea să-și cumpere plantații de cocotier în Brazilia, vrea să aibă milioane și milioane în conturi bani furați de la oameni. Era vorba despre utopie în care credeau niște cetățeni, care era condusă de un dictator, care el credea în mintea lui că servește interesul public și lucra în mintea lui pentru țară. Deci nu lucra
ca să-și umple el averea lui personală. Nu, nici nu exista acest concept. Sigur, exista printre securiști, printre comuniștii din eșalonul 2, cei care l-au și asasinat pe Nicolae Ceaușescu, ca să poată să fure, să fure tot. Deci au luat tot ce era în țara asta, au reușit să fure și să distrugă. Asta nu înseamnă că spun că Ceaușescu era bun. Încerc să vă prezint o fotografie cât mai exactă a situației. Așadar, la Ministerul Administrației și Internelor continuă maratonul civic, hashtag rezist, hashtag insist, vrem justiție, nu corupție, hashtag jandarmeria prohoția, pentru că asta face jandarmeria română. Veți vedea în materialul, reportajul pe care l-am filmat pentru YouTube, o să-l public de îndată ce ajung acasă în câteva ore, să vedeți ce abuzuri pot să facă cei de la jandarmerie, să vedeți cum îmi stresează mie familia. De trei ori până acum au venit la ușa fiicei mele ca să, să o streseze, să-mi facă, să-mi facă atmosferă, ceea ce nu este în regulă, este un abuz, oameni buni. Și am explicat de unde vine acest abuz, ceea ce fac ei. Vine din faptul că ei au transformat jandarmeria română în slugărnicia ei. Sigur, există foarte mulți jandarmi care sunt, care sunt, numai o secundă, facem un selfie. În slugărnicia lor, unii dintre șefi, Cucoș și șleacta pe care Cucoș a adus-o la conducerea jandarmeriei. Pentru că Cucoș, și o spun aici, vreau să vă arăt, vedeți, este, filmează băiatul, că iau foarte mulți băieți, au mai mulți băieți ca la, mai mulți băieți care filmează decât lăutarii de la o nuntă țigănească. Azi are jandarmeria la lăutari din ăștia care filmează în draci. Nici nu știu de ce le plătește salariul atât de multor oameni. Și ei monitorizează ce se întâmplă și pe online. Și vreau să zic aici aproape, așa, foarte aproape, ca să audă domnul Cucoș, să vă explic fenomenul. Așa, stați aici, stați aici, stați, că nu vă dă afară dacă aude Cucoș că ați înregistrat. Așa. Așa. Sigur nu sunt de interes, da. Așa. Ați văzut, a încercat o glumă, o glumă jandarmul. Așadar, deci domnul Cucoș a adus la conducerea jandarmeriei de prin Sibiu, de prin Buzău, de prin Piatra Neamț, fel și fel de prieteni ai lui, de acoliții ai lui. Oameni care execută ordinele cu maximă docilitate. Domnul Cucoș crede că noi nu știm aceste lucruri. Vestea proastă pentru domnul Cucoș este că știm aceste lucruri, că investigăm inclusiv mârșăvile pe care le-a făcut domnul Cucoș la IML în Buzău, într-o problemă de altă natură personală, nu vă zic despre ce e vorba, că nu ne interesează viața lui personală, dar ne interesează mârșăvile pe care le-a făcut acest individ. Ne interesează cum a ajuns acest individ propulsat din Piatra Neamț, în diverse misiuni în afară, ce conexiune a avut acolo și cum a ajuns el să fie șeful jandarmeriei și ce își dorește el mai mult. Pentru că el acționează cu Cucoș, acționează ca un politician, dragii mei. L-ați văzut pe Cucoș în imagine, alături de Viorica Dăncilă, la ziua jandarmeriei. L-ați văzut pe Cucoș alături de Carmen Dan, ce delicat o ținea de cot. Omul ăsta acționează politic, urmărește un scop politic. Și despre asta, despre asta o să vă vorbim, pentru că nu lăsăm pe domnul Cucoș. Domnul Cucoș, care a supravegheat personal, personal, dispozitivul de pază cu, nici nu știu câți au fost acolo, 2000-3000 de jandarmi, deci a fost o armată întreagă, deci că este război civil în București. Domnul Cucoș personal a venit să supravegheze acel dispozitiv ca să, de ce? Ca să-și arate slugărnicia, lichelismul față de PSD, față de Liviu Dragnea. Ca să arate că el este un servitor până în măduva oaselor. Nu spun oaselor, dar nu coloană vertebrală, pentru că omul nu are coloană vertebrală, are niște oase undeva prin el, coloană vertebrală nu are. Să-și arate el până în măduva oaselor, mici de pește pe care le are, slugărnicia față de PSD. Pentru că asta se întâmplă. Acest Cucoș a transformat jandarmeria română într-o instituție, un braț armat al PSD-ului, prin care se face poliție politică, o instituție care comite abuz după abuz. Înțelegeți? Și nu vorbim de faptul că această instituție comite abuzuri interpretând legea. Adică să spunem că eu trec pe aici și el interpretează că am trecut ca să protestez. Înțelegeți? Nu. Ei comit falsuri. Ei inventează situații care nu există. Și veți vedea acest lucru. Astăzi eu am fost la judecătoria sectorului 1, după care voi merge și la parchetul militar, pentru că voi depune plângere penală împotriva jandarmului care a comis acel fals. Este foarte important acest principiu, ca să înțelegeți exact cum stăm, pentru că unii dintre jandarmi spun: domne, noi suntem militari, suntem în uniformă, noi executăm niște ordine, nu avem ce face.
Ei bine, nu este așa, pentru că regulamentele militare și legea spun că nu poți fi obligat să execuți un ordin ilegal. Cu atât mai mult nu poți executa un ordin prin care ți se cere să comiți o infracțiune. Deci nimeni nu poate să-ți dea un astfel de ordin, să spună comite un fals intelectual, încheie un proces verbal care nu reprezintă situația reală de la fața locului, inventează tu o situație și tu să accepti așa ceva legal. N-ai niciun motiv să accepti așa ceva. Dacă tu accepti așa ceva, o faci numai pentru că ești olichea, numai pentru că ești un individ care este interesat să avanseze, este interesat să obțină foloase personale, chiar cu prețul încălcării legii. Și ca să înțelegeți despre ce vorbim, în cazul Jandarmeriei Române, vă spun că legea Jandarmeriei prevede, cred că la articolul 1 sau 2, că jandarmeria apără drepturile și interesele constituționale și libertățile cetățenilor. Înțelegeți, oameni buni? Deci ăsta este scopul pentru care această instituție ar trebui să funcționeze. Și ea este folosită și funcționează împotriva principiului ei de funcționare prevăzut în legea de funcționare. Despre asta vorbim. Dar protestul de astăzi este legat și de Poliția Română. Și vreau să vă vorbesc în acest live și despre ce face Poliția Română. Este foarte important, sub comanda doamnei Carmen Dan, secretara din Teleorman, secretara semi-analfabetă, analfabetă funcțional, din Teleorman a infractorului șef al PSD, Liviu Dragnea. Poliția Română a scris pe Facebook că urează Paște fericit tuturor celor care sunt pe Facebook cu prilejul nașterii Mântuitorului. Că atâta știu ei. Bun. Dar eu nu despre asta vreau să vă vorbesc, pentru că nu știm ce plod sau ce pilă sau ce amant a fost angajat acolo să se ocupe de Facebook-ul Poliției Române. Că așa se fac angajările în Ministerul de Interne, pe pile, pe relații, pe nepotisme. Eu vreau să vă vorbesc despre altceva mult mai grav, oameni buni. Suntem în luna aprilie și au trecut septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Au trecut 8 luni de zile, oameni buni, de la momentul, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, când pentru infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, au fost aduși interlop. Interlop care ați văzut ce au făcut, ați văzut imaginile cu toții, adică nu e vorba de ceva ce povestesc eu și nu se știe dacă e așa sau nu. Ați văzut imaginile în direct la toate televiziunile cu interlopi în sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, agresând jurnaliști, agresându-mă pe mine. Ați văzut live-urile noastre, ați văzut că am depus o plângere penală. Ei bine, au trecut 8 luni de zile și Poliția Română n-a făcut nimic în acest caz. Oameni buni, absolut nimic, înțelegeți? De ce? Pentru că este vorba de Liviu Dragnea. Într-un caz perfect identic, un incident din trafic, din luna, cred că martie, anului trecut, perfect identic. Deci, aproape același nivel de lovituri, înjurături, exact ca la Înalta Curte. În cazul respectiv, poliția în 3 luni de zile a soluționat dosarul, l-a trimis în instanță. Cetățeanul respectiv e condamnat în primă instanță și s-a respins recursul. Deci, într-un caz, vorbim de aceleași infracțiuni. Loviri și alte violențe, turburarea ordinii și liniștii publice. Când e vorba de cineva care nu este PSD-ist, nu este șmecher, nu este legat de secretara Carmen Dan, de ministrul de interne și de Liviu Dragnea, președintele PSD, deci când e vorba de un om oarecare, legea se aplică în țara asta la milimetru, oameni buni, la milimetru. Deci băiatul ăla a fost trimis în judecată, judecat, găsit vinovat, sancționat și cazul este închis. Înțelegeți? Când e vorba însă pe aceleași infracțiuni, pe aceleași fapte, chiar cu dovezi mai multe, pentru că în cazul de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt înregistrările ale televiziunilor, sunt înregistrările ale camerelor de la vederi, sunt fotografii, sunt mult mai mulți martori, deci probatoriu era mult mai mare, mult mai clar, dar doar pentru că era vorba de un clan interlop care îi păzește clubul fiului lui Adrian Năstase, care a venit pentru Liviu Dragnea la ordinul lui Codrin Ștefănescu, doar pentru că e vorba de astfel de interlop legați de PSD, de Dragnea, care l-au servit pe Dragnea, legea pur și simplu nu există. Pur și simplu acei interlopi, pentru simplu motiv că sunt oameni lui Dragnea, ei poate să facă ce vor ei, înțelegeți, inclusiv să agreseze jurnaliști la Înalta Curte de Casație și Justiție și Poliția Română nu-și face datoria. Este scandalos, oameni buni. Asta este situația în care ne-a adus secretara Carmen Dan, infractorul Liviu Dragnea. Împotriva acestei situații este protestul de aici, de la Ministerul de Interne. Și acum haideți să vă arăt că se întâmplă lucruri aici. Au venit jandarmii încoace ca să vedem ce se întâmplă, ce vor ei aici. Vi
privința bannerului. Ce, nu vor bannerul? 10 minute, ești nebun! E multe, ce și două bete. Domnul, gata. Dar ce problemă au cu bannerul? Mircea, dă drumul la bannerul ăla! Veniți! Ia-mă după el, ia-mă la după el, ia-mă la după el! Da, este un banner Ministerul Apărării Infractorilor care deranjează Jandarmeria Română. Da, de ce vă deranjează bannerul, domnul? Mă doare? Dacă îmi pun asta la urechi. Domnul Plutonier, de ce vă deranjează bannerul? Domnul Plutonier? Da. Vedeți grade la noi? Păi nu știu, ia spuneți noastră, domnul. Sunteți sergent major, mă scuzați că v-am avansat. Domnul sergent, de ce vă deranjează bannerul? Ce problemă aveți cu el? Eu n-am nicio problemă. Păi cum, că înțeleg că aveți o problemă cu el. De unde ați văzut, dar v-ați am o problemă? Tocmai ați spus hai la ala cu bannerul. Am spus eu hai la ala cu bannerul? Am filmat. Foarte bine că ați filmat. Dar de unde ați dedus că am eu o problemă? A, vreți să-l felicitați pentru că spune lucrurilor pe nume, înțeleg. Înțeleg că sunteți dumneavoastră de acord cu mesajul, nu? Dumneavoastră puteți să înțelegeți ce vreți. Sunteți în subordinea Ministerului Apărării Infractorilor, nu? Da, deranjează oameni buni acest banner. Ministerul Apărării Infractorilor. Stați așa, să nu deranjăm lăutarul jandarmeriei, că ăștia sunt cu lăutar după ei. Știți, ca la nunțile de, știți, de rom, romii sunt cu maneliști. Lăutarii jandarmeriei care filmează cu foarte multe camere. De ce bă, vorbiți lucruri? Este o figură de stil, știți? Face parte din instrumentele limbajului jurnalistic. Dacă eu vin la dumneavoastră cu o figură de stil, spuneți că vă abuzez, spuneți că vă vorbesc. Nu, depinde. Dacă nu e o figură de stil fizică, puteți să... Putem exersa un dialog interesant, să știți, colorat. Poate fi interesant. Nu poate fi. Să știți că metafora și figura de stil sunt instrumente ale jurnalismului. Nu la dumneavoastră, la facultate. Pentru dumneavoastră le tăia și pune și dumneavoastră. Se fac cursuri, te învață ca să folosești figuri de stil. Noi știm, tocmai asta explicam că am înțeles. Ce vorbim noi... Păi aici, uite, e live. Live-ul nu se taie, știți? Puteți să spuneți ce doriți dumneavoastră. Da, puteți spune ce doriți dumneavoastră. Se cheamă montaj, să știți, se face, toate televiziunile fac, pentru că nu putem, da. Ne încadrăm într-un anumit timp. Montajul ăsta nu e... Montaj, da. Scoți esențialul. Scoți esențialul. Când scoți esențialul din... Exact. Exact din ce trebuie. Scoți esențialul și ce nu se vește, deci, arunce afară. Esențial. Exact. Dar acum e live, să știți că live-ul nu se taie, puteți spune ce vreți dumneavoastră. Îl scoți și îl pui în valoare sau îl scoți și dai la o parte? Ascultați-mă. Esențialul. Ascultați-mă. Cei care mă urmăresc pe mine pe pagina mea de Facebook și sunt tot mai mult, văd că crește. Vă ascultă. Spuneți ce doriți dumneavoastră, ce mesaj aveți de transmis, de dacă aveți un mesaj de transmis. Spun eu dumneavoastră ceva sau de ce a trebuit să transmit un mesaj? Păi aveți o nemulțumire, care e nemulțumirea? De unde știți dumneavoastră că am o nemulțumire? Mai înainte mi-ați spus că aveți. V-am zis eu că am o nemulțumire? Da, erați nemulțumit de figura mea de stil folosită. Și v-am spus eu că am o nemulțumire? Da, erați nemulțumit. Mi-a așa mi s-a părut. Nu, erați mulțumit. Mi s-a părut, nu? A, deci am înțeles că și sunteți mulțumit. Mi s-a părut. Am înțeles. Deci nu e că am zis că am o nemulțumire. Dumneavoastră mi s-a părut că aș avea o nemulțumire. Păi așa v-ați exprimat, la maniera la care se exprimă un om care are o nemulțumire. M-am exprimat eu, că nu m-am exprimat în ciuferi. Păi, au fost oamenii mai bine. Deci, domnul sergent major, aveți un mesaj de transmis? Nu transmit un mesaj. N-aveți niciun mesaj, nu, nu e că n-am mesaj, dar nu transmit un mesaj. Legat de banner, vă deranjează bannerul? Pe mine personal nu mă deranjează. Nu, n-aveți nimic împotriva bannerului, da? Dacă n-am nimic împotriva bannerului, nu am înțeles. Mesajul, ce părere aveți despre mesaj? Credeți că Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Infractorilor? Nu pot eu să comentez mesajul. Da, de ce, bă, e frică să spuneți lucrurilor pe nume? Nu mi-e frică de nimic mie. Eliberați-vă, spuneți adevărul și o să fiți un erou, serios. Nu sunt absolut nimic, deci nu, n-am de ce să mă eliberez eu. Da, spuneți ce simțiți, să știți că noi știm. De unde noi știm, din păcate niciun coleg de-al dumneavoastră n-are curajul să vină să spună public. Simțiți, da. Mariane, zi. Ca noi, ce să simt ca ține? Azi e Paștele, da, și eu să simt. Indignat, Paștele este, ce? Pentru noi. Doamna are Crăciun. Hai, Crăciun, am venit cu bradul. Și au sărbătorit Paștele. Paștele acum. Dar aveți pe seama de vreme? Păi nu e învierea. Învierea, ce vreți dumneavoastră? A doua zi. Deci, acest banner, eu nu l-am instalat. Cum îmi vii mie să... Nu spui că mă amendez, că l-am... Spune-mi și mie, am spus eu că eu te amendez. Poate da. Păi, băi, oameni buni, de ce puneți vorbe? Vedeți, domnul sergent, deja e al doilea om care... Deci aveți o problemă dacă mai vine unul și vă spune același lucru. Știți, e ca bancul ăla, știi? Când îți spun trei că ești beat, te duci, te culci. Deja suntem doi. Chiar nu știu bancul. Deja suntem doi. Ca persoană, un alt coleg... A, deci, nu eu ca persoană, poate alt coleg... Îmbrăcat arma.
Jandarmerie. Ea apără hoția. Mi-a spus că mă va amenda pentru... Pentru? Banner. Pentru această adunare. Activitate sau pentru ce? Pentru tulburare și jocuri. Adunare. Adunare e mare populară. Diferență, adunare e mare populară. Cetățenii Bucureștiului modern, revoluționar, care vin pentru a-și... Bun, haideți să vă zic de ce, să vă explic totuși de ce zic de lăutar. Pentru că uitați-vă cât sunt, vedeți, sunt doi oameni, unul aici. Dacă doamna e de circ. Unul aici. În doi. Filmează. Aici sunt cinci. Filmează, practic inutil, unul dintre ei este inutil. De ce am folosit această figură de stil? Stați-mă un pic să termin. De ce am folosit această figură de stil cu lăutarii? Pentru că așa este la anunțile maneliștilor. Maneliștii ca să epateze. Maneliștii ca să epateze. Aduc foarte mulți lăutari care cântă din mai multe locuri. Înțelegeți? Fără să fie nevoie de ei. Așa se întâmplă la jandarmerie. La jandarmerie sunt... Și asta este o chestiune foarte serioasă, oameni buni. În momentul în care vezi doi oameni care fac același lucru, înseamnă că unul este inutil, trebuie să spui problema. Este grav. Pentru ce este unul dintre ei angajat? E angajat pe pile, e nepotul cuiva, e din Piatra Neamț, e din Sibiu, e prieten cu Coș. Stați-mă un pic să termin comentariul și după aia vă dau cuvântul. 100% nepotul cuiva este, vă spun eu. Deci adică 100% este nepotul, vă zici de ce? Nepotul, cuiva, pentru că s-ar putea să aibă un bunic și o bunică. Deci nu, e nepotul cuiva. Cum vă explic? Cum vă explic? Deci sunt doi oameni care filmează din același unghi, același lucru. Credeți că e nu e implicat, dați-i și mie. Nu credeți că e plus unul dintre ei? Dumneavoastră aveți distanță. Aia e la un metru distanță. Ați văzut, deci sunt unghiul diferit. Pentru că dumneavoastră și sunt necesar, nu? Sunteți foarte fotogenic și trebuie să vă ia din mai multe unghiuri. Și sunt necesar, nu? Dacă sunt necesar, nu sunt eu măsură să spun dacă sunt necesar sau nu. Dacă îmi plecați așa cu toată liota de fotograf, dumneavoastră, nu vă puneți problema. Dom'le, dar de ce mi-ați dat atâția fotografi, ce să fac cu ei? Probabil că și eu sunt fotogenic. Nu vă puneți problema? A, vă place? Păi probabil, da. Nu, am zis probabil, nu e că-mi place. Deci vă distrați din jandarmeria acolo, vă place să mă înregistrați. Și la voastră vă place să vă filmeze toată lumea. Mie nu-mi place că-i cheltui banul public aiurea. Și părerea mea că-i cheltui aiurea în aceste situații. Mă înțelegeți? Ce să vă spun, nu sunt eu în măsură. Părerea mea e că sunteți prea mulți aici. Sunteți prea mulți care filmează. Și în general sunteți prea mulți în jandarmerie. Și aveți salarii prea mari și sunteți la pensie prea devreme. De plătitor de taxe, că plătesc taxe. Păi da, dar unii plătim din activități private, alții luați banii statului. Cum e cazul dumneavoastră? Luați banii statului. Și apără și infractorii, da. Aici nu mai discutăm. Nu? Cum e cu articola din lege? Jandarmeria apără drepturile și libertățile cetățenilor. Cum e, domnul? Păi țigănie când mor în spital, mă, aia e țigănie. Țigănie când fură mie ăștia bani, nu spuneți mie, mă, cât e țigănie. Da, mă, la adresa lui el să ducă să stea cu copilul lui. Da. Oamenii sunt upeiși și băgăcioși numai atunci când le convine. Nu, băgăcioși când îmi fac treaba pe ei. Îmi face treaba. A, da, dar scrie în fișa postului că... Că ce? Că să vorbesc dumneavoastră? Da, 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 că intrați în discuții de-astea. Păi cum, da, n-ați intrat de la colțul blocului? N-ați intrat, cum ți-ați colțul blocului acum dumneavoastră? Nu, eu făceam niște comentarii, știți? Eu comentam, relatam situația. Eu ca jurnalist, haideți să vă explic. Păi unde e colțul blocului? Haideți să vă explic, domnule Sergea. Arătați-mi colțul blocului. Stați un pic, stați un pic. N-am o foaie să vă desenez, dar pot să vă explic. Deci, ascultați-mă ca în Tarzan. Ați văzut filmul Tarzan? Mi Tarzan New Jane. Ați văzut filmul? Haideți să vă spun. Înseamnă că nu știți să vă... Haideți să vă spun, haideți să vă spun. Deci, uitați-vă bine așa, la noi să vă spun. Deci, eu, da, jurnalist. Eu, egal, povestesc. Dumneavoastră, ascultați-mă. Dumneavoastră, ironizez, este și asta o mișcare. Dumneavoastră, jandar, egal, ordine publică. Păziți. Înțelegeți diferența între activități? Deci rolul meu aici este să vorbesc, să ironizez, să spun ce vreau eu. Rolul dumneavoastră este să stați și să păziți drepturile și libertățile cetățenilor. Dumneavoastră aveți dreptul să ironizați, inclusiv, să vorbiți, da, să vorbiți, da, inclusiv, nu aveți? Inclusiv dreptul la liberă exprimare, că aici vreau să vă aduc. Dar dumneavoastră, deci dumneavoastră trebuie să-mi păziți mie dreptul la liberă exprimare, nu să interferați cu dreptul meu la liberă exprimare, care este garantat de Constituție. E foarte bine, dar atât timp dumneavoastră nu jigniți. Dacă vă simțiți jigniți, puteți să vă adresați unei instanțe, care vă satisface orice fel de pretenții. Păi eu fac asta, eu fac asta, tocmai vin de la instanță. Din pricina abuzurilor în instituție pe care mi-ați să o reprezentați. Este foarte bine. Da? Este foarte bine. Din pricina abuzurilor pe care mi-ați să le susțineți. Care e dumneavoastră? Putărie. Care e dumneavoastră? Noastră aici. Eu ca persoană. Da, voi aveți un punct de vedere vehement, sunteți supărat pe comentariile noastre. Eu nu asta înțeleg din acest dialog. Nu am cum să fiu supărat pe comentariile dumneavoastră, pentru că nu văd ce se comentează. Am înțeles. Păi până acum v-ați tot băgat prin cadru pe aici, v-ați exprimat nemulțumirea. Vedeți că vorbiți foarte mult, îmi puneți vorbe în gură care nu
eu nu le-am spus. Da? Nu le-ați spus. Nu mi-am exprimat nicio nemulțumire. Nu. Da? Deci sunteți mulțumit. Eu tocmai v-am spus că nu mi-am exprimat vreo nemulțumire. Dar sunteți mulțumit atunci. Pe cale de consecință. Pe cale de consecință, ce sunt eu este doar pentru oameni. Da, sunt mulțumit. Zen. Adică nu sunteți nici mulțumit, nici nemulțumit. Da, sunt zen. Dacă sunteți zen. Sunt mulțumit sau sunt nemulțumit. Ați auzit, da. Este problema filozofia mea. Zen este bine. Știți că prinde, da, prinde. În jandarmerie. Prinde, prinde. Am înțeles. Nu să în jandarmerie, dar la mine prinde. Domnul sergent major este zen. Nu știu dacă domnul sergent major... Nu știu dacă domnul sergent major... Zi, Mariane. Nu știu dacă a înțeles ideea, care e ideea, știți cu... Mi Tarzan, you Jane. Mi jurnalist, you jandarm. Eu, libertate de exprimare, vorbesc, relatez. Puține vorbe, puține vorbe. Tu, puține, puține, așa este, așa este. Tu, jandarm, tu păzești, tu taci și păzești. Nu este adevărat. Și respecti, ce respecti? Foarte important, domnul jandarm, articolul 2 din legea, cât e legea aia? 500? 50. Articolul 1. Ce zice articolul 1, domnul jandarm? Știți ce zice? Ia. Ne spune și nouă articolul 1 din legea de funcționare a jandarmeriei, îl știți? Deci ce apără jandarmeria? Mai devreme Mariana a zis haideți că nu trebuie să tacă nimeni. Toată lumea trebuie să... Domnul Serge Major, ce apără jandarmeria? Inclusiv papa. Jandarmeria! Lăsați-l pe papa, că până la papa avem... Așa a spus Moroșanu, nu vorbim, zicea și Moroșanu mai devreme. Deci domnul Serge Major, serios, ce apără jandarmeria? Apără ce? Știți ce apără jandarmeria? Nu știți. Drepturile și libertățile cetățenilor. Cetățenilor. Asta trebuie să spună. Drepturi și libertăți. Ce prevede Constituția? Este dreptul meu să nu are obligații. Am înțeles. Au obligația să nu deranjeze infractorii, nu? Să nu deranjeze secretarul infractorului, nu? Infractorul este liber împotriva oricărui politician corupt în tribunal, da? Este, bun, este, este. Sunt ființă definitivă și irevocabilă, indubitabilă. Asta vreau să clarificăm. Și secretarea infractorului vă dă dumneavoastră ordine. Nu știu, eu nu... Prin microfonul din priză, prin domnul Cucoș, știți pe domnul Cucoș? Am o linie directă să... Nu, e circ, nu, e exact... Ce ne place? Exact, ce ne place, circ, că nu aveți, că nu aveți... Dar observați, domnul jandarm, că dumneavoastră ați intervenit, eu mi-am văzut de treaba mea și eu continui dialogul pentru că mi se pare să nu știu eu că aveți, mi se pare. Deci dacă dumneavoastră n-ați fi intervenit, nu. Este josnic. Cum mai continuă cu dumneavoastră? Doamna ministru de interne! Din dialog este josnic. Nu, de ce sunt josnic? Poate să facă ce vrea dânsul. Poate să facă ce vrea dânsul. Scopul meu este să interacționez cu oamenii și să vadă publicul. Publicul decide la urmă cine are dreptate, știți? Dar nu... Dar esența ideea asta este, să știți că nu e nimic anormal ca eu să vorbesc. Păi și ce este anormal ca eu să vorbesc? Da. Păi de ce să fie anormal? Păi dumneavoastră, rolul nostru aici, să aplicați legea, nu să vă dați cu părerea cu privire la activitățile jurnaliștilor care sunt aici. Înțelegeți? Să avem... Bun. Haideți să nu mai continuăm agonia domnului sergent major de la Jandarmeria Română. Asta e ideea, asta e atitudine, ați văzut-o. Acum ați văzut-o și transmisă live. Să știți că discuții de genul ăsta netransmise am o grămadă cu o grămadă de jandarmi. În același timp, pentru că nu vreau să se simtă tot jandarmii jigniți, în același timp există foarte mulți jandarmi cu care am cu totul altfel de discuții. Discuții pe care le-am și cu dumneavoastră. Sunt oameni supărați de ceea ce se întâmplă cu Jandarmeria Română, sunt oameni foarte supărați de criteriile pe care se promovează în Jandarmeria Română, de nepotismul care se promovează acolo, de faptul că Cucoș a adus toate pilele și toți finii la conducerea Jandarmeriei și cu ei impune abuzuri prin alte filiere de fin și de naș și de fel și fel de pile. Pentru că se pare că este o rețea în Jandarmerie de fin și de naș a lui Cucoș. De protejația lui Cucoș, cum este Răducu, care sunt trimiși la misiuni speciale. Adică la PSD, la DNA, la Ministerul de Interne, când e vorba să o deranjeze sau nu pe doamna secretară Carmen Dar. Cam despre asta este vorba, la urmă decideți dumneavoastră cine și cum are dreptate. Reîntorcându-ne la subiectul nostru, și vreau să insist pe treaba asta, pentru că acest protest este despre bradul în care s-au pus amenzile date de jandarmerie, dar este pornit de la o gafă incredibilă pe care au făcut-o cei de la Poliția Română. Stați așa, stați că se întâmplă lucruri. Ia să vedem. Îi dă amendă. Câte amendă? Câte amendă, domnule? Eu vreau să semnez procesul verbal. Ok. Cât e amenda? Ok. Ca să știm și noi. Aici așa e cum e exclus din vitaminul. Că mi-am amendat acum. Da, îl amendează pe Dide pentru acest banner, oameni buni. Ministerul Apărării Infractorilor. Eu vă invit în semn de protest să redistribuiți fiecare acest video cu hashtag Ministerul Apărării Infractorilor. Hai să facem treaba asta, da? Și puneți linkul pe pagina Jandarmeriei și a Ministerului de Interne
puneți linkul Ministerul Apărării Infractorilor. Ca să vadă că nu ne închid ei nouă gura. Nu există, ne pișăm pe el. Băi, nu vorbi urât. Da, este colegul vostru de la voi, de la Rezist, care vorbește urât. Ok, perfect, am și eu am înjurat. Mai devreme, păi și e frumos. Băi, uite, vrei să-ți arăt mesaje și am dat pe telefon? Uite mesaje. Băi, nu, hai să spun eu dacă toți. Voi sunteți, păi vă spun eu cine e. Dar e frumos, reducul când a dat cu pumnul. Nu, lăsați, voi pune, voi ne bate. Nu e frumos, dar e sănătos. Ăla e pe poziție, e frumos. Băi, și-a dat în continuare. Salut, adevărat. Stați să vă mai arăt, oameni buni, că pe lângă ăștia care filmează în... Nu știu, pe lângă ăștia care filmează sunt și în civil, uitați-vă aici, avem și civil, da? Avem și civile, adică, înțelegeți? Deci pe lângă ăia oficiali sunt și cei în civil care filmează. Nu știi pentru ce filmează ei în civil? Pentru nuntă. Pentru nuntă, nu? Pentru domnul cu coș personal, nu? Transmiteți la dânsul în birou. Nu? Avem și noi fanii noștri. Am înțeles. Și dânsul scrie pe Facebook, doamne Carmen Dan. Carmen, ești mulțumită? Uite ce bine se comportă băieța. E ok, Carmen? Să mai dea încă o amendă? Ești fericită? Mafiot. Când îl văd pe ele... Nu știu, păi, dar e păzarul de aici. Păzarurile cu... Deci vă duceți acum în mașină, ia mă pe cei dă, pe 60-61, ia ce articol cade. Ba da, mă! Uităm pe amândouă. Ia dați pe amândouă, mă, să fie o treabă. Hai! Cât e amenda, mă, dacă conjur pe asta? Cât e amenda? Este adresare de inșur. Așa, și cât e? Pe ce articol? Pe articolul 2, nu? Mi se pare că e de la... Nu, mi se pare că e de la 100 la 500. De la 100 la 500. Bine, maximum? Ia mă, hai mă să facem chestia, să ne băgăm un pic în gura ei. Nu bă, că-mi lasă care. Cum suntem, hai mă să o înjurăm în cor. Aaa, acel moment când ne filmăm unii pe alții. Să știți că am mai fost la filmul ăsta de multe ori. Hai, să vedem. Hopa, hopa, hopa. Dacă așa se pune problema. Pe ce-i dăm? Pe 60, pe 61? Stai că-i banner, stai că-i banner, stai că-i portavoz. Așa și să vă arăt, oameni buni, să vedeți puțin forțele de ordine, că aici e... Nici clanul Cămătalilor nu e așa de bine pozit, cum sunt de bine poziți protestatarii Rezist, care atentează la onoarea și liniștea secretarei infractorului Liviu Dragnea. Se discută, vedeți pe ce lege să-i dea amendă, înțelegeți? Deci discută pe ce lege, de parcă ei nu... Vă dați seama că asta nici n-ar trebui să discute. Cine răspunde de asta, trebuie să știe legea, să știe clar de la bun început ce lege s-a încărcat, care e articolul. Nu să se negocieze ca la piață, știți? Cum îi dictează în casă? Legea n-ar trebui negociată, da? Unde zice, dacă nu te iei doar dacă o strigă. Știți că domnul Cucoș a tras un autobuz de la, l-ați văzut la Parlament, în care stă și se uită... Stă acolo echipă de la jandarmerie și se uită la toate live-urile, la tot ce se transmite online, toate camerele astea pe care le vedeți, unele dintre ele, nu știu dacă acum e o operațiune de tipul ăsta de la Parlament, a fost așa, aveam mai multe camere care transmiteau toate în acel autobuz, știți? Și eu bănuiesc că domnul Cucoș, dacă se uită, domnul Cucoș din autobuz, sau cei din autobuz, prin cască vedeți aici, transmite ordinele, știți? Scrie, parcă văd cum îi scrie pe WhatsApp, doamne Carmen, Carmen... E ok, băieții sunt destul de duri. Și Carmen zice, nu, Sebastian mai dezamăgit astăzi. Sebi mai dezamăgit astăzi. Și Sebi nervos, dă cu telefonul de birou și prin această cască, vedeți din urechea acestui jandarm în civil, vedeți aici, strigă Sebi. Dați-le amendă, maxim, 60 de milioane, luați-i cu duba, Carmen e nemulțumită. Înțelegeți? Nu, nu stau pe telefon, oameni buni. Nu stau pe telefon, scrie cineva dacă stau pe telefon, nu stau. Este sistemul de comunicații. Da, Dide s-a enervat, e un limbaj dur pe care eu nu-l promovez, dar înțeleg de ce este nervos. Așa, haideți să vă mai arăt, să mai vedeți ce forțe de ordine mai sunt pe aici. Da. Toate părțile, din toate colțurile. Vreau să vă zic ceva apropo de acest protest. Știți că am fost la Milano, la Rezist Milano, au fost vreo 100 și ceva de persoane, mult mai mulți oameni decât aici.
Și poliția italiană, poliția locală, deci nici vorbă să vină carabinierii, nu există așa ceva, poliția locală a trimis doi oameni. Doi oameni într-o mașină, erau într-un Fiat verde, scria poliția locală pe ei, doi oameni, au stat pentru vreo 100 și ceva, vreo 120 de persoane. Și au stat la distanță și au venit la un moment dat unul dintre ei și a zis: signori, nu vă supărați dacă noi stăm în mașină, că nu vrem să vă deranjăm, nu vrem să vă deranjăm cu nimic. Dacă este ceva, organizatorul să ne facă semn cu mâna și venim din mașină. Înțelegeți? În Italia. În Italia. Nu vorbim de... vorbim de o țară latină, o țară care are și ea probleme cu mafia, dar totuși, pe lângă acele probleme, lucrurile sunt puțin mai normale. Uitați-vă aici ce desfășurare de forțe. Vedeți acolo patru băieți de la... în combinezoane negre, de unde or fi ei, intervenții speciale, aici încă doi super dotați, pistoale, chestii, acolo altă grupă, aici 7000 de oameni, o grămadă de camere de luat vederi cu care ei ne filmează, pentru că România nu este o democrație. În momentul de față, România este un stat polițienesc, da? Asta se întâmplă. Eu nu l-am afișat. Nu mi-a adresat să vedem. Mie nimic. Poate vrea să-și pisci, poate vrea să-l dai jos. De ce să-l dau? Nu-i v-am adus la cunoștință. Poate vrea cineva să-i ajut să vorbească cu mine. Dacă ar fi vrut, până acum poate că ar fi ieșit. Da, nu cred că i-a anunțat cineva. Încearcă să înțelegi că noi nu suntem aici să-ți batem la ușă și să spunem: doamnă sau domnule, coborâți jos să vorbiți cu cetățeanul care pe ei, treaba fiecăruia. Sunt convins că sunt oameni acolo. Deci urmează Cristi Dide să fie amendat. O să ne vină amenziile și la restul acasă. Asta este oameni buni. Mai departe veți vedea reportajul de pe YouTube. Eu zic așa: redistribuiți acest live cu hashtag Ministerul Apărării Infractorilor. Hai să redistribuim, să vedem cât de multă lume redistribuie aceste imagini, da? Rugămintea mea la dumneavoastră este să vă asumați. Să știți că nu fac nimic unde da, stați să nu, dar să vadă. Să vă asumați comentariile celor care vă urmăresc. Ce comentarii? La adresa mea, care mă jignesc pe mine, da? Păi cum? Păi dar fiecare păi cum nu, să mi-asume? Eu nici nu știu ce comentează. Nu, păi atunci te trebuie să vă asumați. Ce să mi-asume? Chestia asta. Păi dar cum? Fiecare e major, răspunde. Nu. Cum trebuie să vă asumați. Ce să mi-asume? Este la dumneavoastră pe păi pagină, este ce aveți, ce faceți păi dumneavoastră. Ce să fac eu? Sunt oamenii aia credeți că sunt minori, eu sunt tutorele lor. Direct prin mâna dumneavoastră se filmează și să vă asumați chestia asta, vă rog, da? Adică toate jignirile și că, cum dumneavoastră spuneați mai devreme, că v-au... Nu înțeleg care e scopul acestui mesaj pe care mi-l dați dumneavoastră. Vreți să spuneți că vă considerați jignit de comentariile pe care le fac urmăritorii paginii deci mele? Deci vreau să vă spun că dumneavoastră a spus că a venit și eu în ce sens au venit la ușa dumneavoastră și copilul dumneavoastră s-a speriat. Da? Ei, poate că și familia mea nu este mulțumită că prietenii dumneavoastră mă jignesc pe mine, da? Ca să știți. Păi ar trebui să-și pună problema de ce vă jignesc. Ar trebui să vă întrebe familia acasă. Nu, soția ar trebui să vă întrebe: bă, tu ce faci acolo? Noi suntem ok. Tu ești ok că servești un infractor? Tu ești în regulă, ești mulțumit? Când te uiți în oglindă, te simți bine? Da. Înțelegeți? Nu fac treaba, ca să știți. Adică păi atunci dacă vă faceți treaba, nu aveți de ce să fiți. Nu, păi înseamnă nu că eu... miile de oameni care consideră altceva greșesc ei. Cei care jignesc fără să cunoască oamenii și care pun comentarii așa doar că sunteți dumneavoastră, dar de asta să vă asumați dumneavoastră. În ce sens e foarte important să vă asumați. Din ce punct de vedere? Din mâna dumneavoastră se filmează, de la dumneavoastră. Și ce sens să mi asum, adică v-am explicat, să vă asumați. Care ideea? Cum adică să mă asumați? Ce să mi asum? Toate jignirile și tot ce se întâmplă în să mi asum eu comentariile altor persoane. Stați un pic, nu înțelegeți în ce lume trăim. Este la dumneavoastră pe pagină. Așa. Și dacă dumneavoastră nu vă asumați, ar trebui este să live. Dați. Eu n-am cum să controlez asta. Este live. Oricine se poate uita și în același timp sunt jandarmi care pe invers îi înjură pe adică. Deci dacă ești jandarm, și înjură pe nu știu cine, trebuie să plătești, nu e ok. Nu, vă spun, n-am zis așa ceva. Vă spun că este live și că nu se poate interveni. Dacă un cetățean mă înjură pe mine, e ok, nu? Vă spun că este live și că nu se poate interveni, poate să intre oricine să comenteze. Eu am doar drepturi. Da? Doar, scuză, eu am doar obligații, drepturi nu am. Păi da, dar e vina dumneavoastră pentru că v-ați depășit atribuțiile, nu vă supărați. Unde, ce atribuții? Rolul dumneavoastră legal era să
păziți liniștea și ordinea publică. Nu să intrați în discuții contradictorii cu jurnaliștii, cu persoanele care transmit live. Păi cum ați uitat ce ați făcut mai devreme? Am venit eu la dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați băgat în cadrul meu și ați început să comentați. Comentam despre ce? Care era discuția contradictorie? Nu contează, irelevant. Nu aveți în fișa postului așa ceva. Nu puteți să argumentați și atunci nu ascultați-mă, ba da, vă argumentez foarte simplu. Ați primit ordin de emisiune de dimineață când ați plecat de la unitate. Stai de vorbă cu ziariștii care transmit live acolo. Nu aveți argumente, începeți. Ba am argumente. Este irelevant, că nu contează. Ba da, am argumente, deci, tocmai vă dau argumente. Dumneavoastră, povestitorul dumneavoastră a rămas fără vorbă. Tocmai vă dau argumente, stimate. Care este argumentul? Mi-a spus argumentul. Dumneavoastră nu aveți în legea 550 a jandarmeriei. Dumneavoastră, ce pot să fac eu? Pentru că cunosc legea și legea e publică, nu e ceva secret, să știți, nu e o masonerie legea asta, e o chestie publică pe care o citim cu toții pe internet, fac știți? Dintr-o echipă de dialog, da? Așa. Iar eu interacționez cu oameni. Așa. Chiar și cu dumneavoastră. Ok, și atunci dacă dumneavoastră interacționați, de ce vă deranjează reacțiile publicului la modul cum interacționați dumneavoastră? Poate ați greșit dumneavoastră cu ceva, vă puneți problema. Atâta timp cât eu am vorbit civilizat, nu am și nipă nimeni. Mi se pare corect. Păi, da, dacă dumneavoastră... sunt sute de oameni care percep altfel și au o reacție agresivă, poate ați greșit cu ceva, nu vă puneți problema asta. Că dacă era civilizat, dacă aveați argumente deci logice, dacă vorbit, era tot ok, oamenii ăștia nu aveau motiv să aibă această reacție. M-ar fi acuzat pe mine, mi-ar fi zis mie, băi prietene, nu e ok. Sunt jandarmi care scriu, înțelegeți? Nu știu dacă... Dar ce vă spun eu dincolo de asta? Că aici e o chestiune subiectivă. Eu vă spun punctual că este live, asta nu se poate controla, nu știu dacă înțelegeți tehnic. Ar trebui să controlați. Păi nu ai cum să controlezi. Atunci ar trebui să nu dați chestiile astea. Cum să nu dăm live? E, asta sigur că da. Ar să trebui... cenzurăm, nu? Nu să cenzurați, eu n-am să cenzurați nimic, eu n-am să... Păi cum? Dar măcar ar trebui să vă asumați. Se întâmplă ceva important. Se întâmplă ceva important, oamenii trebuie să știe. Într-adevăr, și reacțiile, să știți... Povestitorul a rămas fără vorbe. Reacțiile sunt consecința atunci dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil. Nu ceea ce a spus dumneavoastră, a revoltat oamenii. Sunt convins că eu dacă nu vorbeam și tăceam din gură și stăteam în păi nu aveați niciun motiv să interveniți, serios, cum ați intervenit, la modul în care ați intervenit. Atâta timp că dumneavoastră faceți lăutari. Dar hai să vedem ce se întâmplă acolo, că bănuiesc că mă țineți de vorba aici ca să nu vedem ce se întâmplă acolo. Vlad, este bunul meu! Da, de jandarmii, abuziv. Vreau și eu să-mi țineți de penă. Vlad e bunul meu. Dar n-aveți voie să puneți mâna pe obiectele noastre. Ne-ați adus la folosință, nu puneți mâna pe obiectele noastre. Vino, bă, ține de el. Treci, mă, mai repede, știi. Carmen, domn! Să-ți da, da, jandarmeria ia bannerul cu forța. Îi deranjează Ministerul Apărării Infractorilor, da? Da, mi s-a spus. Te-am rugat eu frumos, da. Salutare, salutare. Ia uite-l pe colonelul ce fericit. Colonelul de stat. Aude colonelul ce fericit e. Domnul colonel Vlad, ori de fericit sunteți, când primiți ordinul de intervenție. Așa de bine vă simțiți? Păi cum e posibil tot orice? Să vă bate joc de noi. Păi cum e asta? Păi vine și spune că îmi dau amendă cu poștă, dar unde trebuie noi aici? Vam la Carmen, vam! Păi nu m-ați liniștit, dacă ați trimis jandarmii să ne amendeze! Nu! Trebuia să vină respectivul malicitimat, da? Și putea să zică, băi, uite, s-a amendă pentru... Libertate! 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 Și acum o să vină încă 25 de mine. Lângă de voi sunt șeche, suntem fraieri. Cât de bucuros sunteți dacă ați primit ordin! Așa bucurie, înaintați în grad mai repede. 0917, da, eu le-am oferit. Da, da, nu dai dumneavoastră. 185, 12? 22? Bă, ce bucurie aveți când ați primit ordin de intervenție! Crezi că ridici gradul? O să-ți dea o funcție, un grad mai superior?
pentru ce? Ce fericit ești! Dar vă sunt corecte. Hai de mine, că nu știți că sunt corecte. Vă duc cumva o zi în plus să liberă dacă faceți așa ceva? Ai o zi, 10% ne dați. A, da? Au procent. A, da? Au procent, da. Doamna Carmen Dan! Sunteți incapabilă să conduceți acest minister! Camila Săpra, că stai mă, că au primit acum oamenii morți de 9 metri. Ia uite, domnul colonel Vlad, ce fericit e! Acum, când auzi din casă, hai, peste ei! Toată lumea, iau-ți! Fericire mare! Băuta din partea jandarmeriei! Filmarea din partea jandarmeriei! Masa și toate la secția... A doastră și trimite amendă peste 6 luni, dar unde suntem aici, mă? Da, în zarmă aici. Haide, unu, unu! Elegal, mă, că a prezentat la pe la pe... Elegal. Dar o tot nu ne așa cum e... Băi, nu, 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 de unde e registrat? Așa vine oricine și pune o stabilă sau o apostilă, cu numere pe asta, nu. Nu, aparent purtat în temele jandarmerie, nu știu cine sunteți și astea. M-am legitimat mai devreme, chiar m-am spus. Nu m-am legitimat, puteți să-mi spuneți orice nume, că sunteți și din adânc. Eu v-am spus cum mă numesc, ați zis că nu vă interesează. Păi nu mă interesează. Păi și atunci despre ce vorbim? Păi despre ce vorbim? Păi da, n-am înțeles cum. Păi despre ce vorbim? Veniți cu un caiet din ăsta de matematică, suntem la liceu. Eu am venit, mi-am declinat calitatea și numele, da? Păi și ce este, să fiți acoperit, normal că trebuie să vă prezentați. Și a zis că nu vă interesează, acum despre ce vorbim? A fost mergut. Am fost, da, m-a întrebat. M-a întrebat. Da, asta este situația aici, oameni buni, ați văzut desfășurarea de forță, o să filmez mai departe pentru reportaj. Și închidem acest live aici. Dați share.